Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm din nou despre criza timpului nostru. Credeți că se află lumea în criză, lumea în care trăim? În episodul anterior al emisiunii noastre am început să discutăm pe marginea acestui subiect și pe marginea unei cărți care se află în lucru și care se intitulează Criza timpului nostru. O carte care va apărea cu ajutorul lui Dumnezeu sub semnătura domnului profesor dr. Vasile Boari de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, specialist în filozofie și etică politică. Domnule profesor, am trecut data trecută în revistă subiectele principale ale cărții pe care o aveți acum în lucru și am rămas la punctul cel mai important. V-aș ruga pe dumneavoastră să faceți o foarte scurtă trecere în revistă a lucrurilor pe care le-am discutat în episodul anterior și apoi să ne focalizăm asupra cristofobiei, asupra dictaturii relativismului, asupra cauzelor primare ale crizei în care se află lumea. Da, ideea de la care am pornit în episodul precedent a fost următoarea. Lumea noastră, lumea postmodernă, lumea în care trăim, se află într-o criză profundă, o megacriză, o criză cu fețe multiple, o criză persistentă, în centrul căreia se află criza spiritual-morală. Deci criza spiritual-morală este, în viziunea mea, este esența acestei crize totale pe care omenirea o traversează în prezent și care, sigur, prezintă o multitudine de fațete, de expresii, de forme de manifestare, dar elementul de referință, deci elementul esențial în această constelație de crize, îl reprezintă criza spiritual-morală. De ce credeți? Pentru că majoritatea analiștilor nu se focalizează asupra crizei spiritual-morale, ci asupra crizelor politice, economice, militare. Tocmai din această nemulțumire s-a născut cartea, pentru că majoritatea autorilor ignoră exact esența crizei cu care omenirea se confruntă. Există însă și autori, în principal teologi, dar nu numai teologi, am pomenit numele lui Ratzinger, viitorul papă Benedict al XVI-lea, dar și predecesorul său, sau teologul, iarăși un nume de notorietate în lumea teologiei catolice și nu numai, teologul german de origine elvețiană Hans Küng, de asemenea, într-o carte care se numea Weltethos sau, mă rog, Global Responsibility în traducerea engleză, o carte care a apărut în 1990, acolo vorbește despre crizele lumii, principal despre criza economiei mondiale, criza politicii mondiale, dar și despre criza morală și mai ales despre criza spirituală. Esența crizei spirituale ar putea fi redată simplu prin separarea omului de Dumnezeu și, ca o consecință a acestui fapt, separarea lui sau înstrăinarea, alienarea lui de semenii săi. Despre începuturile crizei spiritual-morale ne vorbește Cartea Genezei. De fapt, trebuie spus aici foarte clar că Biblia poate fi și trebuie citită și ca o carte despre criză, chiar despre criza timpului nostru, pentru că ea a anticipat. Moise este, dacă vreți, primul autor care în Cartea Genezei vorbește despre criză, în esență despre criza spiritual-morală. Criza spiritual-morală s-a declanșat, știm în ce condiții, s-a declanșat în grădina Edenului prin neascultarea omului de Dumnezeu, prin încălcarea interdicției divine și în acest fel omul s-a separat de Dumnezeu. Iar această separare a declanșat cea mai puternică, cea mai persistentă criză din istoria umanității, criza spiritual-morală, pentru că, mă rog, criza morală, de fapt, știm care a fost miza încălcării interdicției divine, a fost cunoștința binelui și a răului, deci problema morală, pentru că asta este, de fapt, problema fundamentală a moralei, este problema binelui și răului. Deci cele două aspecte sunt foarte strâns legate, cu toate că unii, din păcate, le separă destul de net și nu văd influența pe care criza spirituală o exercită inevitabil asupra
crizei morale. Deci vorbiți în această carte și despre cristofobie. Ce a fost mai întâi, această criză a binelui și a răului? Deci oamenii, din cauză că se simțeau vinovați, au ajuns la cristofobie? Sau au ajuns la cristofobie și apoi s-a ajuns la această criză a binelui și a răului? De fapt, o criză care există de când lumea și pământul. Da, da, da. Nu, prima a fost criza morală, adică criza spirituală, criza spirituală, neascultarea de Dumnezeu, de fapt asta a însemnat, da? Desconsiderarea interdicției pe care Dumnezeu i-a dat-o și apoi implicit și criza morală, pentru că interdicția divină viza exact acest aspect, interdicția de a mânca din pomul cunoștinței binelui și răului. Acum, sigur, ne-am putea întreba, deși probabil că nu este nici timp, nici loc ca să facem divagații, să ne întrebăm de ce Dumnezeu a dorit să-și ferească creatura privilegiată, pentru că omul așa s-a născut, de fapt, ca o creatură privilegiată, singura despre care Biblia ne spune că a fost creată după prototip divin, adică după chipul și asemănarea Creatorului Suprem al lui Dumnezeu, da? De ce Dumnezeu nu a dorit ca omul să cunoască? Și sigur sunt aici argumente extrem de puternice. Omul nu este totuși Dumnezeu, nu are capacitatea de a intui, de a anticipa a tot cunoașterea, a tot știința, înțelepciunea și toate atributele pe care le are Dumnezeu. Sigur, el a primit o parte cumva din aceste atribute, dar la scara umanului. Ori asta este una din marile provocări cu care omul se confruntă în viața lui, în existența lui cotidiană, această problemă a alegerii între bine și rău. Pavel exprimă destul de clar, în Apostolul Pavel, în capitolul 7 din Epistola către Romani, exprimă destul de clar această propensiune către rău care există cumva în firea umană. Deci omul nu a fost pregătit. E foarte interesant, pentru că la creație Dumnezeu i-a dat o serie de daruri, eu le numesc darurile divine capitale. Și pentru că lucrez acum la o carte care se va numi, lucrez de zeci de ani la o carte care se va numi A șasea zi a creației, da, acolo e un volum de eseuri biblice, de inspirație biblică, acolo vorbesc despre un eseu, se numește Darurile Divine Capitale. Omul a primit foarte multe daruri și de fapt tot ceea ce are el a primit în dar este darul lui Dumnezeu. În Iacov, nu, se spune că orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit vine de sus, de la Tatăl Luminilor. Deci, nu, aceste daruri, gândirea și tot ceea ce logica, credința, dragostea, tot ceea ce Dumnezeu a pus în om, toate aceste daruri sunt, evident, au o singură sursă și anume pe Trinitatea, Dumnezeul, Creator. Credeți Dumnezeul că Biblia care... și rezolvarea problemei moral-spirituale a omului ar constitui un panaceu universal pentru toate crizele planetei? Fără îndoială. Eu cred că rezolvarea crizei spiritual-morale, așa cum este ea ilustrată în Biblie și Biblia oferă, aici este, deci spuneam că Biblia poate fi citită ca o carte despre criză, ea oferă și soluția pentru criză, soluția tuturor crizelor. Îmi amintesc că anul trecut am fost invitat la Timișoara, în mai, cred că da, a fost o întâlnire cu românii din diaspora, au fost câteva sute de participanți, mă rog, organizată de guvern această întâlnire și sub patronajul președintelui, care a și fost prezent în prima seară acolo, și mi-amintesc că i-am șocat pe participanți spunând în intervenția mea, în comunicarea mea, că am descoperit soluția pentru toate crizele lumii. Și toți se uitau mirați, așteptau să le spun care este soluția și le-am spus, da, există o singură soluție, după părerea mea, și vă spun cu toată responsabilitatea, ca unul care am cercetat aproape tot ce am putut găsi despre criză, soluția tuturor crizelor este Iisus Hristos. Deci, rezolvarea crizei Iisus Hristos, care înseamnă, în afară de ceea ce înseamnă pentru cei care cred, mă rog, pentru credincioși, Iisus Hristos aduce cu el o scară de valori, o ierarhie de valori. Recent, un autor francez, Frédéric Lenoir, a scris o carte, Hristos Filozoful. De fapt, filozofia lui Hristos este o sintagmă cu care a operat Erasmus de Rotterdam.
El reia această sintagmă și încearcă să identifice valorile, lista de valori. Sigur, el dă o listă scurtă, succintă, dar de fapt în gândirea, în filozofia, în modelul cristic se găsesc toate valorile esențiale ale lumii, toate valorile de referință ale lumii, începând cu valorile spirituale, cu celebra triadă pauliană, dragostea, credința, speranța, continuând cu ceea ce grecii numeau valori veșnice, valori eterne, adevărul, dreptatea, binele, frumos, în linia lui Platon. Și până la valorile, deci Biblia conține cea mai extinsă scară de valori din câte s-au ilustrat vreodată, și pe baza acestor valori, deci chiar necredincios să spunem fiind, dar acceptând aceste valori ca valori universale, da, pe baza acestor valori cred că pot fi găsite soluții pentru toate crizele care confruntă umanitatea astăzi. Deci eu chiar cred că această criză spiritual-morală, odată rezolvată, va duce la rezolvarea sau va crea premisele pentru rezolvarea tuturor celorlalte crize. Dumnezeu să le dea înțelepciune tuturor celor care decid într-un fel sau altul soarta popoarelor, să le dea înțelepciune să se întoarcă la valorile adevărate. Aș vrea să vă întreb acum despre dictatura relativismului și cu câtva timp în urmă un filozof din Australia care predă la Princeton, Peter Singer, a primit titlul de doctor honoris causa la Universitatea București. Și totuși acest titlu a fost contestat de o largă majoritate, inclusiv de Facultatea de Teologie susținută de Patriarhie, pentru că Peter Singer este susținător al zoofiliei și al uciderii nou-născuților. Încotro credeți că merge răul? Până unde se ajunge cu această dictatură a relativismului despre care ziceați? Care este următorul pas? La ce să ne mai așteptăm? Da, din păcate relativismul face ravagii atât în Europa cât și în America. Există o carte a lui Alan Bloom care se numește Criza spiritului american, în care acesta face o afirmație șocantă. Spune că lucrul cert de la care un profesor american, un profesor dintr-o universitate americană se poate aștepta este că majoritatea studenților sunt relativiști. Deci ei vin echipați din clasele primare, vin din învățământul primar și gimnazial, ei vin deja echipați cu acest relativism. Relativismul ca atitudine este foarte vechi. El datează din antichitatea greacă. Se știe, de pildă, celebra afirmație făcută de cel mai celebru dintre sofiști, de Protagoras: omul e măsura tuturor lucrurilor, a celor ce sunt în ce fel sunt, a celor ce nu sunt în ce fel nu sunt. O afirmație care a fost puternic criticată, contestată, atacată, dar pe care, pe de altă parte, foarte mulți și-au însușit-o aproape necritic. Vreau să vă spun că există și o replică. Am găsit în dialogul Legile a lui Platon, care a fost ultimul dialog, un dialog scris în anii Senectuții de marele filozof care a fost Platon și care spune, cu referire, deși nu explicită, dar se poate deduce că referința este la Protagoras, pe care Platon nu l-a great foarte mult și niciunul din mari filozofi nu i-au prea great pe sofiști, dar la un moment dat spune în acest dialog Legile, Platon spune: nu este adevărat că omul este măsura tuturor lucrurilor. Dumnezeu este măsura oricărui lucru. O idee absolut fascinantă pe care am descoperit-o în cu o anumită ocazie, recitind dialogul Legile, am întâlnit această remarcă. Deci e veche, e chiar dinaintea sofiștilor, atitudinea relativistă. Numai că în secolul 20 relativismul a devenit un soi de paradigmă. Lege, de paradigmă, religie, dictatură. Universală, da, pe care toată lumea o îmbrățișează cu bucurie.
împreună cu postmodernismul, care este relativist prin natura lui, prin maniera lui de a aborda lucrurile. Nietzsche era un exponent al relativismului. Astăzi însă relativismul a devenit o teorie care este dezvoltată, este ilustrată de gânditori profilați, deci gânditori care au făcut din relativism un soi de ideologie. Deci ei asta fac, de fapt. Scriu texte, scriu cărți în care promovează, în care apără ideile relativismului. Acum, sigur, aici trebuie să facem o distinție între relativism și relativitate. Relativitatea, diversitatea chiar a moravurilor, diversitatea credințelor, a religiilor și așa mai departe, este un fapt real pe care nu-l putem contesta. Relativismul însă este altceva. Relativismul este un ism, un soi de ideologie care promovează ideea după care nu există niciun fel de repere sigure, ci totul este în funcție de cum ne raportăm noi, în funcție de la respectivele repere, în funcție de contextele culturale, în funcție de judecățile noastre de valoare. Deci adevărul nu există. Adevărul este ceea ce crede fiecare că este adevăr. Ne amintim de întrebarea celebră pe care i-a pus-o Pilat lui Iisus Hristos: ce este adevărul, da? Ei, această întrebare o folosesc toți relativiștii și cu siguranță că și Pilat era adept, într-un fel, chiar dacă probabil nu știa și nu folosea termenul de relativist, dar era clar că pentru el adevărul era ceea ce stabilea cezarul, împăratul la Roma, sau eventual el ca simbol al puterii cezarului, să spunem, într-o anumită provincie. În momentul când cineva pune această întrebare, ce este adevărul, automat, în mod implicit, relativizează. Contestă adevărul, dar relativizează și își deschide calea spre a-și putea stabili un adevăr propriu. Da. E foarte interesant o idee a lui Richard Rorty, filozoful care nu mai a murit de câțiva ani, dar mă rog, a fost unul din reprezentanții de notorietate alături de Gianni Vattimo și alții ai postmodernismului. La un moment dat, Rorty face următoarea afirmație, spune: cu conceptul de adevăr este ca și cu conceptul de Dumnezeu. Unii au nevoie de el, alții se descurcă fără el. Deci asta demonstrează că totul este în viziunea postmoderniștilor, a filozofilor postmoderniști, totul este relativ. Deci nu avem repere sigure, nu avem valori sigure. Ori asta creează în acest vid valoric, vidul despre care vorbește Jil Lipovetsky în cartea lui Era Vidului, și reia ideea într-o altă lucrare, Amurgul datoriei. Deci acest vid valoric este vidul în care trăim noi, în care, mă rog, creștinii încearcă să-și păstreze reperele. Acum, aici e o situație foarte, foarte complicată, foarte delicată, pentru că creștinii vin cu o anumită ofertă, sau creștinismul, nu creștinii, creștinismul, Biblia vine cu o anumită ofertă, adică oferă anumite valori, anumite repere pe care le consideră sigure, de neclintit. În timp ce postmodernismul, și care probabil că respectarea acestor valori probabil presupune, sau nu probabil, ci în mod cert, presupune anumite sacrificii, da? Deci ca să respecti chiar cele 10 porunci, ne mai vorbim despre predica de pe munte, trebuie să faci anumite sacrificii, deci nu poți face tot ce trece prin minte sau tot ce crezi tu că este bine, adevăr, dreptate și așa mai departe. Pe când postmodernismul vine cu această ofertă a unei libertăți nelimitate. Unul din sloganurile postmoderniste care se regăsește în opera lui Nietzsche, cred că în Așa grăita Zaratustra, este: lăsați-mă să fac ce vreau cu mine. Lăsați-mă să fac ce vreau cu mine. Deci niciun fel de imixtiune, niciun fel de principii, de
valori de repere care ar impune anumite constrângeri nu sunt acceptate în lumea postmodernă, care este o lume aflată sub dictatura relativismului. Este la propriu trăim sub dictatura relativismului, pentru că în momentul în care încerci să te duci de pildă, eu am văzut, să luăm un exemplu, Biblia de pildă. Biblia, sigur, este cartea creștinismului. Creștinism care a dat identitatea lumii, identitatea profundă a lumii occidentale. Dar Biblia este în același timp și o carte, dacă vreți, de cultură, adică o carte care poate fi percepută și în felul ăsta. Este, pentru creștini este cuvântul revelat al lui Dumnezeu, dar ea poate fi percepută și ca o carte, una din cărțile fundamentale ale omenirii, cartea care este citită, este editată în cel mai mare tiraj și așa mai departe. Ori, din păcate, Biblia este privită astăzi cu suspiciune și cu un soi de ironie, adică mai lasă-ne cu asta, da? Deci lumea nu acceptă Biblia nici măcar așa cum acceptă, să zicem, originea speciilor a lui Darwin sau Republica lui Platon, ca să luăm două exemple la întâmplare, să zicem. Pentru că în momentul în care pomenești Biblia, toată lumea te suspectează. Mie mi s-a întâmplat asta și un personaj celebru, Leonard Swidler, da, un evreu american care ne-a reproșat, pentru că am prezentat într-o conferință pe care noi am organizat-o, am vorbit despre cristofobie, despre asta, și a zis, da, ăștia vorbesc, nu-i luați în seamă pentru că sunt protestanți sau sunt neoprotestanți. Sau... Deci există această atitudine absolut nefirească, absolut ilogică. De ce nu ai voie să invoci Biblia? De ce nu ai voie să citești Biblia? Cum citești oricare altă carte? Pentru că există această dictatură a relativismului, adică nu veniți voi să ne impuneți nouă repere, nu veniți să ne vorbiți despre valori de neclintit, despre valori veșnice și așa mai departe. Deci este acest relativism exacerbat care otrăvește tot ceea ce atinge. Iar lumea în care trăim stă sub semnul acestei dictaturi a relativismului. Este... Ce-i de făcut? Ce-i de făcut? Ultima întrebare pentru discuția noastră și este și finalul cărții dumneavoastră. Adică ar trebui să, întrebarea ce-i de făcut vizează criza în ansamblul ei, deci cum reușim să ieșim din această criză. Există mai multe, au fost imaginate mai multe scenarii, au fost propuse mai multe soluții, începând cu soluția lui Nietzsche despre regândirea, reconsiderarea tuturor valorilor și despre supraom. Există la antipod, de pildă, soluția lui Nicolae Berdeaev despre noul ev mediu, adică o nouă trezire spirituală. Există proiectul Vaticanului despre noua evangelizare, da, care vizează înainte de toate Europa. Există Global Ethic, proiectul propus de Hans Küng, de pe pozițiile adevărate ale ecumenismului, dar în care se regăsesc cumva valorile creștine, valorile biblice, și există mult mai multe scenarii, sigur nu e cazul să le pomenim pe toate, dar există și scenariul biblic. Scenariul biblic. Spuneam că toate crizele și toate problemele pot fi rezolvate prin valorile lui Iisus Hristos, prin valorile pe care le-a exprimat, pe care le-a promovat Iisus Hristos. Și aici, în primul rând, vorbim despre o soluție la criza spirituală, care ar însemna implicit și o soluție pentru celelalte crize. Ori pentru asta, Biblia este cât se poate de explicită. Nu, ne vorbește foarte, foarte clar Apostolul Pavel în 2 Corinteni, spune că Dumnezeu era în Iisus Hristos împăcând lumea cu sine. Deci Iisus Hristos este mijlocitorul între Dumnezeu și om, cel care poate să ne împace cu Dumnezeu, și de la împăcarea cu Dumnezeu vine apoi, pe cale de consecință, împăcarea cu oamenii, împăcarea cu semenii noștri, deci rezolvarea crizei morale. Da? Deci criza spirituală rezolvată prin Iisus Hristos, criza morală rezolvată ca
un efect, ca o consecință a rezolvării crizei spirituale, iar după aceea toate celelalte crize, inclusiv criza culturii, criza mediului, toate pot fi rezolvate, dar esențial este să rezolvăm mai întâi această criză, deci să ne împăcăm cu Dumnezeu și apoi după aceea toate celelalte crize pot fi rezolvate, pentru că trebuie să constatăm un lucru, majoritatea crizelor au fost provocate de om și sunt provocate de om, sigur vorbim și despre catastrofe naturale, cutremure, etc., etc., dar în principal crizele despre care eu vorbesc în carte sunt crize istorice, crize care sunt provocate de om, de oameni. Ați spus... Deci crizele sunt în noi, criza este în noi, dar pentru a rezolva această criză trebuie să ne schimbăm, adică să urmăm acel proces de metanoia despre care, de schimbarea minții, iar Iisus este modelul absolut și El este purtătorul acelor valori pe care, acceptându-le, am putea să găsim remediul pentru criza globală, pentru criza totală și pentru fiecare din crizele care... Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Ați spus degetul pe rană pentru unii, iar pentru alții ați spus punctul pe ei. Depinde de care parte a baricadei se situează lumea noastră tot mai gri, în care parcă albul și negrul nu-și mai au locul. Da. Vă mulțumim frumos, stimați ascultători. Și vă urăm succes cât mai curând ca această carte să vadă lumina tiparului. Mulțumesc! Mulțumim și noi, stimați ascultători, am avut legătura telefonică cu domnul profesor dr. Vasile Boari de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, specialist în filozofie și etică politică. Am discutat pe marginea unei cărți care se află în lucru pe masa de lucru a invitatului nostru, și anume o carte intitulată Criza timpului nostru. Se află lumea în care trăim în criză? De-a lungul a două episoade am discutat aceste lucruri despre crize, despre soluții pentru crize, despre cauzele crizelor și despre final împăcarea cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos pe baza valorilor Bibliei. Aici se încheie rubrica La ordinea zilei de astăzi. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze!